Specie literară a genului epic în proză, romanul psihologic pune accent pe stările sufletește ale personajelor, pe analiza lor. Toată lumea trebuie măcar să fie auzit de ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război sau de frații Karamazov. Odată cuprins de fascinația unui roman psihologic, e aproape imposibil să mai scapi. Astă seară, alături de noi, se află Virginia Lupulescu, excelentă cunoscătoare a genului editor de carte, la o editură care de ani buni ne-a obișnuit cu publicarea unor volume de mare succes. Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ați venit să vorbim din nou despre cărți. Avem un obicei aici, la Jurnalul Cultural, să vorbim despre cărți, despre lectură și ne face mare plăcere când se întâmplă asta de fiecare dată. Aș vrea, la început, înainte să ajungem la romanul psihologic și înainte de a ne prezenta dumneavoastră cărțile cu care ați venit, să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, ce o carte bună? Ce face o carte să fie bună? Vă mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase cu care m-ați întâmpinat. O carte bună este bună prin, prin poveste, prin, prin personaje și prin modul în care un cititor rezonează cu povestea și personajele. O carte bună este și o carte care se vinde extraordinar de bine în toate piețele, nu doar în România. Și o carte bună este acea carte pe care ai citit-o de mult și vrei să te întorci la ea. Fie că doar la un pasaj sau la întreaga poveste. Are multe definiții o carte are, bună. Are multe definiții o carte bună, dar ce urmărește o editură în momentul în care alege o carte? și hotărăște să o publice, pentru că nu știe, sigur, știe reacția poate publicului străin, dar nu știe reacția publicului din România, nu știe cum va fi primită această carte, cum funcționează lucrurile. Este un soi de muncă de detectiv, pentru că trebuie să aduni informații din mai multe zone. Aduni uh, informații despre uh, cum uh, s-a mișcat cartea respectivă pe piețele internaționale, știi din piața locală cum s-au vândut uh, titluri asemănătoare. Și cam ce preferințe exact. are publicul, probabil? Da. Deși, uh, din punctul ăsta de vedere, România stă foarte prost la uh, cercetarea de piață editorială. Noi nu avem uh, astfel de studii de piață editorială și tare mult ne-am bucurat. A, să și editurile vede. trebuie să facă singură da. aceste cercetări da. Da. de piață. Ei bine, după ce adunăm aceste informații dacă suntem îndrăgostiți de poveste. Așa. Și avem un buget destul de mare pentru cartea respectivă, pentru că există și această situație în care se încing licitațiile internaționale sau, sau, da, exact, sau din din România concurează mai multe edituri pentru un titlu. Atunci ne luptăm, intrăm în luptă cu toate armele. Se riscă mult la o editură în momentul în care sunt alese uh, titlurile, pentru că spuneți, dacă avem un buget mare, e un risc, pentru că nu știi dacă se va vinde cartea pe măsura așteptărilor, nu? Exact. Deci uh, S-a întâmplat riscă. și asta, să, s -a întâmplat. să vă puneți problema da. dacă da. pățim să nu se vândă. S-a întâmplat și. Uh... Este, cum să spun, este o decizie pe care trebuie să o iei într-un timp foarte scurt. Uh, trebuie să cântărești foarte repede și aturile tale ca editură, și ce are concurența în plus sau diferit față de tine, care ar putea părea în, în ochii pri, proprietarului de drepturi mai avantajos. Dar atunci când îți dorești foarte tare o carte. Practic, toată editura e acolo, colaborează de la marketing la PR, la, la vânzări, toată lumea pune umărul ca un titlu care a costat multe mii de euro în licitație uh -huh. să ajungă la multe mii de oameni în România. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al traducerii, pentru că îmi imaginez că e un, o chestiune extrem de importantă pentru o editură, în momentul în care vă gândiți la un titlu, să cumpărați drepturile pentru un titlu, vă gândiți automat și la traducător sau alegeți, nu știu, traducătorul care e liber în momentul respectiv de pe lista celor cu care lucrați în mod obișnuit? O combinație. O combinație? Da, pentru că știm că sunt anumiți traducători ă, extraordinar de buni pe, pe, anumite... pe anumite genuri, mm -hmm. pe anumite uh, soiuri de povești. Uh, sau primim manuscrisul la un moment dat, aici mai există și întârzieri din partea proprietarilor și se întâmplă să antamăm un traducător și manuscrisul final să, să întârzie mai și, atunci, și atunci lucrurile... Da. Se reglează din mers. Hai să ne întoarcem la romanul psihologic, și aș vrea să vă întreb, din experiența dumneavoastră, cam unde se situează el în preferințele românilor? Stă destul de bine. Cred că, după ultimele tendințe, când partea de non-ficțiune, dezvoltare personală, self-help, a luat cumva caimacul trei pieței de carte. <laughs> Uh, cred că romanul psihologic vine după aceea, iar aici uh, există roman psihologic literării, adică de o mare calitate uh, a scriturii, romane premiate uh, cu distinții prestigioase și există acel roman psihologic comercial care este cumva vânat la târgurile de carte și în librării. Uite, îi întrebăm pe colegii noștri câte minute mai avem ca să știm cum împărțim timpul pentru cărțile pe care le-ați le adus repede. Mai avem așa un două minute și ceva okay. să prezentăm repede cele trei cărți. Încep cu Ana O, care este o carte pentru care ne-am bătut cu toate armele. A fost o carte care a primit 40, în 48 de ore 25 de oferte. Din, deci din 25 de țări. Și, deci o mare victorie. E o mare victorie, da. Noi am convins cu, cu scrisoarea publisherului, Deci autorul nu a fost convins nici de banii mulți și de faptul că am pus acolo în scrisoarea aia toată pasiunea noastră și am promis că o facem pe Ana O la fel de celebră ca Ana K, făcând referire la, referire la Ana Karenina. Exact. Povestea este spusă de un specialist în somn, un uh, psiholog care este specializat în problemele somnului, mai ales uh, la persoanele care suferă de somnambulism. Știi câte ore ai dormit azi noapte, dar oare ce ai făcut, ce ai făcut în, în timpul acele asta? ore? Da. Da. Pentru că sunt situații în care oamenii în timpul somnului fac tot felul de lucruri. Și nu știu ce fac. Da. Haideți să lăsăm așa suspansul. Da. Mergem la următoarea carte. Da. Aniversarea de Stephanie Bishop. Așa. Acesta este un roman psihologic, cumva care uh, respectă rețeta clasică. Poate fi citit uh, în mai multe chei. Uh, cheia romanului de cuplu. Avem un el și o ea și fiecare se cumva își trage energia din celălalt și nu știi cine pe cine abuzează creativ, psihologic, pentru că e o diferență de vârstă, e o diferență de cumva statut în lumea în care funcționau ei și este și o diferență de percepție asupra vieții. Și mai este și o carte despre traume și despre poveștile pe care ni le spunem ca să ne suportăm suferințele. Mai avem un minut la dispoziție mm. și mai avem și o carte. Dar înainte să ne spuneți despre cartea asta, trebuie să-mi promiteți că vă întoarceți la jurnal și continuăm da. discuția despre cărțile astea, pentru că e păcat să se încheie așa repede, da? Când mă chemați, mă întorc. Sigur. <laughs> avem jurnalul, jurnalul Umbrei. Umbrei, de Kila Shahin. Acesta este o carte fenomen și cred că este... Unul dintre puținele exemple în care rețelele sociale considerate uh, facile și superficiale uh, și-au dovedit utilitatea și cumva uh, efectul pozitiv. Kila Shahin a lucrat uh, pe sine acest jurnal al umbrei, după teoria celebrului psihoterapeut Jung, să-ți înfrunți umbrele, traumele, emoțiile din trecut și a documentat acest proces în ceea ce vedeți aici, jurnalul umbrei. Pe rețeaua pe care ea funcționează cel mai frecvent, Așa. sunt 2,5 miliarde de vizualizări la hashtagul Shadow Work. Deci sunt cărți foarte importante, cărți pentru care v-ați luptat, cărți pe care ați reușit să le aduceți în România, ni le-ați prezentat și nouă astăzi seara așa pe scurt. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă aștept din nou în jurnal să continuăm discuția despre cărți. Mulțumesc.